Salutare, prieteni, și bine ați revenit la Doza de Pariuri! Astăzi, în episodul 3, vreau să abordăm un fenomen aparent simplu, dar în realitate extrem de neînțeles, în urma căruia pariorii de rând pot ajunge să-și piardă toți banii. Iar ca să fac o mică paranteză înainte de a începe, vreau să felicit întreaga echipă Golden Tips pentru dăruirea și rezultatele pozitive cu care ne încântă și vreau să mulțumesc tuturor membrilor care au înțeles formula câștigătoare și ne împing de la spate cu susținerea lor necondiționată. Dacă nu sunteți abonați la canalul de YouTube, o puteți face chiar în acest moment, iar la final, dacă vă place clipul, nu uitați să rupeți butonul ăla de like. Bun, prieteni, haideți să revenim la subiect. De câte ori ați văzut pe internet oameni care vă spun să cumpărați meciuri aranjate? De câte ori ați văzut oameni care cer cu disperare ponturi sigure? Toate aceste mesaje de pe internet sunt niște minciuni și țepe ordinare, iar singurii care au de suferit de pe urma lor sunt cei care vor să se îmbogățească peste noapte și caută scurtături în pariuri. Nu spun că nu există meciuri aranjate, din păcate acest fenomen nu va putea fi înlăturat niciodată. Însă pe lângă faptul că este o infracțiune să pariați pe astfel de evenimente, șansele să intrați în posesia unui astfel de pont sunt aproape zero. Chiar dacă la un simplu search pe Google ne apar sute de pagini care promovează aceste țepe, trebuie să gândim logic și să ne dăm seama că dacă cineva ar avea un meci aranjat, ar face tot posibilul să țină secret și să nu atragă atenția asupra lui, cu atât mai puțin să-l facă public pe internet. Documentarul Bad Sport de pe Netflix încearcă să ne arate o parte din desfășurarea acțiunii din culisele acestor meciuri aranjate. În episodul 3 ne prezintă imagini, stenograme și scenariul sezonului 2006-2007 din Seria A, în urma căruia Juventus a fost retrogradată după ce a câștigat campionatul cu ajutorul meciurilor aranjate. Chiar dacă ne identificăm mai mult cu fotbalul, consider că mai important și interesant pentru noi este chiar primul episod al acestei serii, unde este prezentată povestea unui jucător foarte talentat, cu mari șanse de a ajunge în NBA. Însă, din păcate, prinde contact cu un agent de pariuri și începe să manipuleze meciurile în care joacă. Aici veți vedea că problema nu este doar găsirea unui meci aranjat pe bune, iar dificultățile care apar pe parcurs sunt din ce în ce mai multe și periculoase. Începând cu strângerea de fonduri pentru pariere, continuăm cu distribuția pariurilor la diferite cazinouri, atât din cauza limitelor impuse, cât și pentru a nu atrage atenția, până la retragerea efectivă a câștigurilor în cazul în care meciul se desfășoară conform planului. Așadar, prieteni, iată că nu numai că se pot pierde bani chiar dacă meciul a fost aranjat, dar puteți să aveți probleme mult mai mari cu legea. Eu vă recomand să încercați să asimilați cât de mult puteți de la colegii mei și de la membrii care au înțeles cum trebuie abordate pariurile sportive. Dacă aveți orice fel de nelămurire, vă așteptăm cu întrebări pe chatul nostru Telegram. Puteți să găsiți toate linkurile comunității în descrierea acestui clip. Nu uitați să oferiți un like dacă v-a plăcut conținutul și să vă abonați la canal pentru a fi la curent cu următoarele noastre clipuri. Stay golden, my friends! We are golden cu echipa cea mai bună. We are golden fără rival. We are golden și vom rămâne împreună. We are golden până la final.